Carolina, bună ziua! Bine ai venit, ai avut și o știre destul de proaspătă, a trebuit să începem cu un anunț. România caută ministru de interne. De ce? Pentru că Gabriel Oprea a demisionat în urmă cu o oră ministrul de interne și a anunțat retragerea din funcție. Am vrut să conduc ministerul MAPA sau să fiu un ministru marionetă, nu am acceptat și nu voi accepta niciodată să fiu un ministru care acționează sau îi dictează grupurile de interes. Nu am înțeles să cedez presiunilor exercitate pentru impunerea anumitor persoane pe funcții în acest minister. Nu am fost lăsat să îndeplinesc obiectivele asumate prin mandat și pentru că nu vreau să creez tensiuni care să afecteze doar alianței aflată la guvernare, am demisionat din funcția de ministru al administrației și internelor. Gabriel Oprea a mai precizat că toată această situație este cauzată de faptul că numirile pe care le-a făcut au deranjat. Ieri PSD i-a retras sprijinul politic ministrului de interne.